Antonia, îți mulțumim foarte mult. Discutăm acum despre scandalul din coaliție pe banii care merg la bugetari. Sunt discuții aprinse în coaliția de guvernare cu privire la eliminarea sporurilor. Potrivit unor surse, Florin Câțu ar vrea să elimine mai multe sporuri în comisiile parlamentare, însă nu de aceeași părere sunt și liderii coaliției. Mergem chiar acum la Janina Vatkovici, colega noastră vine cu detalii. Te ascultăm, Janina. Exact, se discută despre această variantă a sporurilor, cum ar urma să fie totuși ele acordate, dacă vor fi sau nu eliminate sau cel puțin plafonate, pentru că știam că se discută de acea variantă de plafonare la 30% din totalul veniturilor. Însă vom vedea cum vor decurge discuțiile, pentru că premierul a fost întrebat de altfel despre acest lucru și spunea că în acest moment există în coaliție un acord pe acel deficit de 7,1%, așadar nu a negat această discuție, care se poartă până la urmă în coaliție, pentru că trebuie să se decidă concret ce se întâmplă cu aceste sporuri, având în vedere că reprezintă 25% din totalul cheltuielilor cu salariile, așa cum preciza de altfel și premierul, dar vă invit să urmărim declarația premierului privire la aceste sporuri. În continuare, cred că este nevoie de o reanalizarea legii salarizării în România. Sporurile reprezintă astăzi, din acel 109 miliarde de lei, reprezintă aproape 26 de miliarde, deci aproape 25% din anvelopa salarială, plătim aceste spori anual. Problema este că aș vrea ca aceste sporuri și salarizarea să fie legate de performanță. Am spus de fiecare dată. În ultimii 2 ani de zile am văzut cheltuielile salariale s-au dublat, au crescut de la 56 de miliarde la 109 miliarde. Eu nu cred că performanța în sectorul public și acest lucru vom face anul acesta.